Fostul mare golgheter al Stelei, Florea Voinea, a vizitat în premieră noul stadion Steaua, care va găzdui sâmbătă de la ora 14:30 derbiul Ligii Secunde dintre Steaua și Petrolul. Unul dintre cei mai prolifici atacanți ai roșialbaștilor, cu 119 goluri marcate în campionat și în cupele europene pentru Steaua, a rămas impresionată de stadionul din Ghencea și speră ca echipa, pentru care a evoluat timp de 10 sezoane, să revină pe prima scenă a fotbalului românesc. Așa stadion n-am mai văzut de ani de zile. Și dacă am văzut, am văzut poate în sănătate, la noi nu. Eu spun că dacă ar promova, ar veni spectatorii să ar umple stadion. Florea Voinea a debutat în prima ligă la Petrolul, dar consacrarea ca fotbalist a cunoscut-o la Steaua, echipă pentru care a evoluat timp de 10 ani, înainte de a se transfera în Franța la Nîmes. Mi-aduc aminte cu prea multă plăcere când am plecat de Puști de acasă, am plecat direct în Ploiești. După aceea, Nea Ilie Oana m-a luat și m-a chemat la Petrolul și atunci am dat peste jucători extraordinari. Eu aici m-am consacrat la Steaua. Golgheterul actual al Stelei, Remus Chipirliu, i-a înmânat tricoul cu numărul 9 fostului mare jucător din anii 60-70. Cei doi au schimbat și câteva pase. M-a învățat, uite, acum unii sunt care nu dau cu ambele picioare. Pe mine nu m-a învățat nimeni decât singur. Că mi-era rușine la juniori ca să stau să mă uit. Să dau numai cu dreptul. Da. Pe cum? Pe Chipiliu. Păi îmi place de el. De-aia mi-a făcut plăcere și am mai venit la câteva meciuri pe aici. L-am văzut. Și, oare, știe să joace, știe să dea goluri. Florea Voinea a câștigat un campionat și 5 cupe ale României cu Steaua. Cine mai dragi goluri pe care le-ați marcat pentru Steaua? Pe multe, am dat și eu vreo 100 ceva. Nu știu, dar cu Dinamo, la ei, acasă, am jucat, am prins o minge pe la jumătatea terenului în curs, așa zicem, pe stânga, am dat și eu în ea și când am dat un vincul s-a dus. Voinea este printre puțini jucătorii români care au evoluat în străinătate înainte de 1989.